Aurelius, cum a fost da. Cazul dumneavoastră. Aș vrea să mai fac o precizare. Pentru a deține un detector de metale trebuie autorizație. Autorizația se obține la Inspectoratul Județean de Poliție în baza unei cereri. Se plătește o taxă de 10 lei, deci nu este ceva scump. Iar cei care folosesc detectorul de metale fără autorizație, ca să menționez treaba asta foarte strict, este și constituie o infracțiune destul de gravă. Deci autorizație de la Inspectoratul Județean de Poliție. Da. Deci în momentul în care îți cumperi un detector, trebuie dus și înregistrat la Inspectoratul Județean de Poliție. Atenție, Inspectoratul Județean de Poliție, nu poliția de care aparține orașul, satul sau comuna. În baza unei cereri și a legislației, persoana în cauză nu trebuie să aibă nicio infracțiune pentru eliberarea acestei autorizații de menționat infracțiuni contra patrimoniului, adică în domeniul arheologiei, după care se, timp de 10 zile, cam așa durează procedura, se eliberează această autorizație, iar atunci persoana se poate duce și detecta prin zone, dealuri, păduri, exclus situri. Situri, așa cum a zis colegul meu, amenda este destul de mare, vreau să o precizez și să audă toată lumea. Dacă e o activitate ilegală. Ilegală. Este între 25.000 de lei și 75.000 de lei, deci iată, plus dosar penal și... Sau pasibil de închisoare. De închisoare. Deci nu trebuie să ne jucăm cu așa ceva, adică ești pasionat, trebuie să fii cu acte în regulă pentru nu a întâmpina aceste dificultăți și iată, așa cum a zis și dumneavoastră, chiar închisoare.